Bună ziua, dragi elevi! Pentru azi am pregătit lecția Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare acest video. În lecția precedentă v-am prezentat câteva părți importante ale unui sistem de calcul, și anume sursa de alimentare, procesorul, ventilatorul, placa video, placa de modem, placa de sunet, unitatea optică pentru CD sau DVD, hard discul notat cu HDD, placa de bază, cablu de alimentare și cablu panclică. Vă întrebați ce rol joacă fiecare dintre aceste piese componente ale unui PC. În acest video, realizat special pentru voi, cu siguranță veți afla. Există 7 părți principale ale unui PC. Carcasa, sursa de alimentare, placa de bază, placa video, hard discul, memoria RAM și procesorul. Le vom separa în părți simple și părți complexe. Dintre părțile simple am ales carcasa, sursa de alimentare și placa de bază. Celelalte le-am considerat a fi părți complexe. Le vom prezenta pe fiecare în parte. Începem cu carcasa, care de fapt este o cutie de plastic ce are rolul de a depozita toate piesele componente ale unui PC. Sursa de alimentare se conectează la priză și alimentează cu energie electrică toate componentele, reglând puterea, alimentând ca cu cantitatea exactă de curent de care are nevoie fiecare componentă pentru a funcționa. Placa de bază reprezintă elementul de legătură dintre toate componentele calculatorului. Pe această placă de bază se conectează între ele unitatea centrală de procesare și alte subsisteme și dispozitive electronice. Dar mai are și rolul de a regla și distribui tensiune procesorului și celorlalte componente. Harddiscul este un dispozitiv de memorare nevolatilă, adică permanentă a datelor. Orice instalăm sau copiem în calculator se stochează pe harddisc. Câteva dintre părțile componente ale harddiscului. Avem în primul rând o carcasă de metal în care sunt încapsulate componentele harddiscului. Un disc sau mai multe discuri din metal numite platane, pe care se memorează datele. Acestea sunt învârtite de un motoraș. Un braț deplasabil ce conține capul de citire și scriere și o componentă electronică ce controlează activitățile de citire, scriere și de transfer a datelor. Procesorul dirigează celelalte dispozitive, împarte sarcini fiecăreia, coordonează și verifică execuția sarcinilor. Un calculator poate avea unul sau mai multe procesoare. Sistemele multiprocesor sunt folosite de obicei în servere. Un alt motiv pentru a folosi un sistem multiprocesor este și acela că în cazul unei defecțiuni la unul dintre procesoare, conducerea va fi preluată de celălalt. Memoria RAM este spațiul în care ajung toate datele și informațiile înainte ca acestea să fie prelucrate. Este o memorie cu acces aleator. Această memorie poate fi citită și scrisă în orice moment, fără a fi necesar un timp de așteptare. Ea accelerează căutarea informațiilor. Pentru că totul trece prin memoria RAM, capacitatea ei de stocare și rapiditatea influențează în mod direct performanțele calculatorului. Există două tipuri de memorie RAM. Memoria dinamică RAM, notată și cu DRAM, este rescrisă periodic la câteva secunde și memoria statică RAM, notată cu SRAM,
care păstrează informațiile fără a avea nevoie de procesul de rescriere periodică. Placa video este un dispozitiv ce face legătura între procesor și monitor. Ea are rolul de a afișa pe monitor datele procesate de unitatea centrală de procesare. Câteva dintre părțile componente ale unei plăci video sunt următoarele. Memoria, ventilatorul, un conector pentru placa de bază, un adaptor video, legătura dintre placa video și dispozitivele periferice de afișare se face prin intermediul adaptoarelor. Aici avem un adaptor pentru televizoarele cu plasmă sau monitoarele LCD și mai avem ca exemplu un adaptor pentru monitoarele LCD sau QLED. La final, după ce ați aflat despre rolul unora dintre componentele unui sistem de calcul, v-am pregătit 3 item la care va trebui să răspundeți completând spațiile libere cu răspunsul corect. Succes!